cu CFR Cluj. Vom întâlni o echipă bună, o echipă puternică, echipa de pe primul loc, echipa care ne face cinste în Europa. Un lot bun, un lot valoros, dar încercăm să ne batem cu fiecare în parte atât cât putem. Încercăm să dăm maxim. Odată iese, odată iese mai puțin, dar suntem încrezători. Suntem încrezători, încercăm să scoatem maxim din acest meci și vedem după aceea ce se întâmplă. Cu siguranță nu o să joace aceiași jucători. O să fie o altă echipă, probabil. Au, așa cum spuneau, au cel puțin două echipe, dacă nu mai mult. Au jucători de calitate, un lot de calitate și vor juca jucătorii care au fost sunt mai odihniți, de fapt. Frăsinescu are probleme în continuare cu spatele. Trebuie să-și rezolve această problemă. Și deocamdată cam atât. Vedem. Prevel este ok. Dar nu e 100% de punct de vedere fizic. Radu, la fel, are problemă pentru că a avut o pneumonie sau nu știu exact din câte mi-a spus doctorul și nu cred că va fi, și plus că el are în contract, nu, oricum nu putea să joace în meciul cu, are clauză că nu poate să joace în meciul direct. Asulin, Chelaru, la fel, are niște probleme, la fel, la coloană. Simte o mână amorțită, nu știu, trebuie să facă mai multe examene medicale, mai multe radiografii, să vedem despre ce este vorba exact. Pădic și-a revenit. Pe cine? Da, pe, trebuie să joace cineva fundaș stânga. Bă, sincer, pentru imaginea României este important că am câștigat. Pentru că nu știu câți, poate, probabil au văzut meciul, dar am câștigat. 3 puncte erau foarte importante. Sunt la un pas de calificare, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi, pentru CFR Cluj, pentru toată lumea de acolo, pentru antrenorul Dan Petrescu. A gândit foarte pragmatic, a câștigat punctele. Și până la urmă imaginea peste ani nu o să-și mai aducă nimeni aminte că n-a putut să mai dea golul 2 deși juca în superioritate, ci o să-și aducă aminte că CFR Cluj s-a calificat, a bătut la Rennes și s-a calificat mai departe în primăvară europeană. Și până la urmă cu performanțele rămâi. Ok? Au șanse mari. Mai sunt meciuri de disputat, mai sunt 3 meciuri și mai trebuie să câștige. Cred că ar trebui să mai câștige un meci ca să fie 100% acolo, pentru că ultimul meci este pe Olimpico și nu este ușor cu Lazio. Adică dacă rămân la 3 puncte Lazio și rămâne ultimul meci, este destul de greu. Dar eu zic că sunt șanse mari și bravo lor, îi felicit, îl felicit pe Dan Petrescu, un antrenor foarte bun și sper să se califice mai departe. Normal, până la urmă nu trebuie să te gândești la puțin ca să câștigi acel punct. Trebuie să te gândești mai sus, încerci să joci ca să câștigi. Dacă cineva intră dintre jucători sau eu ca antrenor intrăm numai la un punct, înseamnă că nu suntem profesioniști. Și nu vreau niciodată să gândesc așa, nu o să gândesc așa, indiferent ce diferență este între o echipă și cealaltă, chiar dacă joci cu Barcelona, trebuie să intri pe teren să câștigi. Aici poți să atingi maxim performanța pe care ți-o dorești. Am văzut Slavia Praga cu Barcelona. Niciodată nu cred că a intrat ca să câștige un punct. A intrat să câștige, s-a văzut asta și de aceea faci și meciuri bune. Deci trebuie un pic schimbată și la noi mentalitatea, să intri să câștigi. Chiar dacă poate unii sau alții, dacă spui că mergi să câștigi cu CFR Cluj, încep să râdă sau să facă glume. Aici trebuie să fie mentalitatea, trebuie să gândești așa și trebuie să te pregătești să poți să te duci să câștigi cu cealaltă echipă. Cine intră să spună că aoleu, astăzi să nu iau multe sau să câștigă, că câștig un punct e bine, eu cred că nu e o gândire sănătoasă. Ați spus ceva special băieților săptămâna aceasta, având în vedere randamentul slab? Nu le-am spus, nu.
am avut o discuție între noi, normal că și ei sunt afectați, să nu credeți, sunt și ei oameni, sunt afectați, au făcut un meci prost, a fost un meci prost, tot timpul am spus când adversarul este mai bun, trebuie să-i dăm mâna și să-l lăudăm pentru că a fost mai bun și să recunoaștem asta. A fost un meci, cred că cel mai prost meci de când sunt eu la echipă, se poate întâmpla, dar și când am făcut meciuri bune și când am câștigat cu Steaua, nu trebuie să trăiești din amintiri, trebuie să trăiești ceea ce faci, prezentul și viitorul. Ușor, ușor, eu cred că băieții își dau seama de ceea ce s-a întâmplat, își dau seama că nu suntem într-un moment bun, știam că o să vină și un moment mai greu, perioadă mai grea, am spus tot timpul, de la început, din prima etapă am spus că or să vină și momente mai grele. Suntem o echipă în formare, suntem o echipă care acum 3 luni și ceva ne-am adunat de peste tot, de pe Mapamond. În situația noastră financiară și în bugetul pe care l-am avut cu ce am putut. Și eu cred că nu este o dramă, dar normal că fiecare dintre noi își dorește mult mai mult. Adică să poți să ții un ritm, ceea ce spuneam în primele etape, când noastră mă întrebați de play-off și de campionat și de... Am spus că dacă vom fi o echipă în care avem continuitate și în rezultate și în joc, poți să te menții acolo, dacă arăți forță. Dar la fel cum am spus, băieții au făcut și meciuri foarte bune, există și un meci mai prost sau două sau trei. Și eu totuși până la urmă sunt una peste alta până în momentul de față să mulțumim de munca băieților și de munca depusă. V-am spus, nu este ușor să construiești o echipă, nu este ușor să faci performanță dintr-o dată. Nu cred că există așa ceva. Noi am început cu infrastructura, cu ceea ce trebuia să începem prima dată, da? Pentru că dacă vrei să pui bazele unei performanțe pe o perioadă mai lungă la o echipă, trebuie să pleci cu infrastructura. Ceea ce noi asta am făcut, și datorită sprijinului celor de la primărie, domnului primar care s-a ținut de cuvânt, am făcut terenurile, am făcut sala de forță, deci am plecat de jos. Ușor, ușor o să construim și o echipă și cu siguranță va fi o echipă bună și puternică. Dar, normal, și răbdare, și muncă multă și răbdare. Nu există alt secret, nu există altă metodologie de antrenament decât muncă și răbdare. Sincer, nu. Eu n-am discutat pentru că nu mi se pare nici normal. Sunt antrenor echipei, nu pot să dau telefon la domnul primar sau... Da. A, conducerea, da. Am discutat, am spus că trebuie să ușor, ușor să se rezolve ori din altă parte, ori bugetul pentru a putea avea un echilibru cât de cât și a jucătorii să poată să fie liniștiți din punctul acesta de vedere. Ei se pregătesc bine și este normal să ai un echilibru. Dar ni s-a spus chiar astăzi, ni s-a spus că lucrurile vor fi în regulă. O serie de suporte susțin că această serie de rezultate puțin bună de Iași se datorează și accidentului lui Gregor Țăru, practic nici nu lipsește. Suntem un lot de 23 de jucători. V-am spus, lotul s-a făcut în limita bugetului pe care l-am avut. Atunci când apar accidentări, când apar suspendări, când este normal, poate n-avem aceeași calitate dacă iese un titular și intră celălalt de pe bancă. Normal ar trebui să arate că este la fel de bun sau mai bun. Dar nu întotdeauna se întâmplă asta. Am încercat să facem tot posibilul și jucătorii care au intrat au încercat să dea maxim, dar eu spun că în afară de, v-am spus, de 3 meciuri poate care n-am fost noi la o intensitate bună și n-am jucat un fotbal bun, eu cred că într-un tur de campionat din 13 meciuri, 10 le-am jucat la o intensitate bună și un fotbal bun. S-a întâmplat o serie de factori care se pot întâmpla și în viață și să... Nu ai noroc, chiar dacă vrei să-l antrenezi, să, nu știu, sunt mai multe, sau să nu fii concentrat, sau v-am spus, suntem un grup nou față de celelalte echipe competitoare în Liga 1, noi suntem un grup nou, format în o echipă întreagă, formată în 3 luni. Deci o echipă întreagă. Eu când am venit aici am găsit pe Mihalache, Frăsinescu, cei care jucau anul trecut, Rusu,
Da, Gaego juca și... Da, nu juca, da. Și Gaego, da. Deci trei jucători, trei, patru jucători. Pofti? Da, Narcis, dar Narcis când a jucat, când n-a jucat și la fel și Panții. Deci vorbesc despre titulari care au jucat anul trecut sau în ultimele... Deci nu e ușor. S-au adus 15 jucători în funcție de bugetul care l-am avut și am încercat să facem o echipă. V-am spus, oricum nu putem să ștergem cu buretele și nu putem să uităm lucrurile frumoase care le-am făcut până acum. Băieții le-au făcut, da? Au avut momente, au jucat bine, până la urmă ei au adus toate punctele acestea, 18 puncte, prin jocuri bune, am învins Steaua, am învins Dinamo, nu trebuie să fim chiar așa, nu știu, să fim foarte supărați sau să dramatizăm, pentru că trebuie să ne ridicăm repede, să ne scuturăm și să mergem mai departe. Nu regret, pentru că indiferent de rezultate sau indiferent ce se întâmplă, dacă Mihai Teja va fi sau nu la Iași, probabil oamenii își vor aduce aminte că în timpul lui Mihai Teja s-au făcut două terenuri, da? Și atunci era obligatoriu, am spus. Dacă se puteau face în vară, cu siguranță se făceau în vară. Nu s-au putut face în vară. Acum am reușit să schimbăm suprafața. Era necesar să schimbăm această suprafață de joc și acum așa ne-am asumat. Când ne-am spus de la început, nu o să fie ușor să joci în altă parte, dar ne asumăm lucrul acesta. Am spus că suntem generație de sacrificiu pentru a putea face această infrastructură, că nu știu dacă se mai putea face după aceea. I expect a tough game against Chevre. It's a team with a lot of qualities, a lot of experience, so I think we have to play well as a team if we want to take some points. How do you feel there without Devin? Yeah, it's a player who helps us a lot because he has a lot of experience, quality. So yeah, you feel when you play with him or without him, but it's no excuse. So we have to manage it. How do I explain? Yeah, it's the last game against Potoshani. It's the first game this season we were behind, and the games before we were always at the front. So I don't know, it's a lack of concentration or something else, I don't know, but we just have to work hard as a team and to do the things better, the things we didn't do the last game. So